Președintele Comisiei Europene a dansat pe câteva acorduri muzicale înaintea unui discurs pe care l-a ținut la Bruxelles. Jean-Claude Juncker a fost însă criticat de unii britanici care au crezut că șeful comisiei l-ar fi imitat astfel în glumă pe premierul Regatului Unit, Theresa May. La sfârșitul săptămânii trecute, ea a dansat pe piesa Dancing Queen a trupei ABBA în timpul unei conferințe a Partidului Conservator din care face parte.